Fostul prefect al Sălajului Ionel Ciunt a câștigat primăria din Zalău. Socialdemocratul a obținut cu peste 3.000 de voturi mai mult decât principalul său contracandidat, liberalul Radu Călpânașiu, primar al Zalăului în ultimii 12 ani. Potrivit numărătorii paralele a PSD, Ionel Ciunt a obținut peste 8.000 de voturi, în timp ce primarul în funcție Radu Călpânașiu a obținut aproximativ 4.500 de voturi. Radu Călpânașiu a spus că își asumă o parte din vină pentru pierderea alegerilor. Din păcate, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Pus în mod normal să câștigăm primăria Zalău. Se pare că oamenii au dorit altceva. În cea mai mare parte vina mea aparține, poate pentru faptul că într-o primă fază sau nu într-o primă fază, eu anunțasem că nu voi candida. Inițial, Călpânașiu a anunțat că nu va candida la alegerile din acest an, iar Partidul Național Liberal l-a propus drept candidat PNL la funcția de primar al Zalăului pe Valeriu Crișan. Radu Călpânașiu a reintrat în cursa pentru primăria Zalăului după ce și-a încheiat socotelile cu Ani, care l-a acuzat de incompatibilitate întrucât ar fi deținut concomitent două funcții. Ionel Ciunt, noul edil al Zalăului, a fost prefectul județului Sălaj până la sfârșitul lunii martie a acestui an. Acesta și-a anunțat demisia din funcția de prefect în 29 februarie pentru a putea participa la competiția pentru primăria Zalăului. Prezența zălăoanilor la urne a fost sub media națională, doar 37,33% dintre cetățenii cu drept de vot au votat duminică. Concret, din 57.581 aflați pe listele de votare, 21.492 de zălăoani și-au exercitat acest drept. Socialdemocrații au câștigat 25 din cele 61 de primării din județul Sălaj, potrivit datelor preliminare ale PSD.